din sectorul forestier și din industria lemnului parcă nu se bucură de respectul de care ar trebui să se bucure. Da, eu cred că datorită campaniilor care au fost făcute de anumite ONG-uri care nu fac altceva decât destabilizează acest sistem de producție, mă refer că exploatarea forestieră este una dintre cele mai grele activități din industria românească. Cred că este cu mult mai grea decât industria minieră. Și riscurile care sunt în pădure sunt foarte mari și statul nu vine în sprijinul nostru ca să ajute firmele care fac exploatare. Pentru că exploatarea nu se face haotic. Exploatarea se face în regim silvic, mai ales la noi, în zona Mehedințului. Niciodată nu s-a pus problema defrișărilor masive, iar tot ce se popularizează în media sunt niște lucruri care se întâmplă sporadic, zic eu, și nu la noi, niciodată la noi. Cu siguranță se generalizează niște cazuri izolate și se prezintă numai aspectele negative, adică e ca și cum ai arăta numai evaziunea fiscală în loc să vezi economia care trebuie să se miște. Da. Cum spuneam și mai devreme, deja foarte multe firme au renunțat la exploatarea forestieră din mai multe considerente. Unu, nu mai este la ora actuală o activitate din care să produci un beneficiu. Pădurile sunt păduri îmbătrânite care nu se exploatează la vârsta exploatabilității ca să poți să faci randament să obții un lemn de calitate care să-l introduci în producție. Distanțele de transport sunt foarte mari, drumurile forestiere sunt undeva de categoria 5-a, un camion cu lemne pe un drum forestier de 15 km face 4 ore. Și atunci cheltuielile și întreținerile sunt foarte mari. După aceea, cum vorbeam și mai devreme, toată această tavatură care s-a făcut în presă destabilizează moral patronul sau întreprinzătorul și lucrătorii. Pentru și că lucrătorii sunt care nu mai vor sigur, da. să lucreze în sector. Toată lumea îi cataloghează ca și niște hoți. Ceea ce nu este adevărat. Pentru că, exact cum spuneam, întreținerea și conducerea pădurii în regim silvic este un lucru imperios necesar pentru economia românească. Absolut. Deci societatea are nevoie de lemn în foarte multe produse. Da, datorită acestui ONG-uri. La noi, în Mehedinți, deja la ora actuală sunt oprite de la tăiere două coale silvice care, prin instanță, au reușit să anuleze amenajamentele silvice. La fel și ocolul vecin de la Gorj, Padeșu. Acum sunt în instanță ocoalele Tismana din Gorj și ocolul Herculane din Caraș-Severin. Toate aceste lucruri au creat o penurie de lemn de foc în piață. Guvernul nu vine să sprijine încălzirea populației în mediul rural și nu există altă soluție la momentul actual decât lemnul de foc. Care nu este o soluție proastă pentru lemnul, pentru zona de munte, pentru că este o resursă locală și ar trebui susținută inclusiv folosirea lemnului, urmărindu-se doar folosirea lui cu randamente energetice mai bune, mai mari. Sigur. Este o mare problemă pentru că lemnul nu se taie numai din pădurile statului, pădurile ocoalilor silvice. Și la noi sunt și proprietari privați care nu au nici cea mai mică mână de ajutor din partea statului pentru a-și face amenajamente și pentru a putea să-și taie legal o cantitate minimă care este necesară în gospodărie pentru încălzirea proprie.